A debutat campania electorală, însă în acest an aceasta se desfășoară după alte reguli decât cele de până acum. De această dată totul se va desfășura civilizat, fără circul cu care erau obișnuiți oamenii până acum. Într-o conferință de presă, președintele Biroului Electoral Județean Sălaj, judecătorul Dan Apuiu, atrăgea atenția asupra faptului că întreaga campanie electorală se va desfășura în acest an după reguli noi. Suntem în plină campanie electorală, care a început în 6 mai și se încheie în sâmbătă, în 4 iunie, la ora 7. În legea 115/2015 a adus unele modificări privind desfășurarea campaniei electorale, fiind reglementat expres faptul că afișajul electoral se va face doar în locurile speciale amenajate și, de asemenea, afișele electorale trebuie să aibă dimensiunile prevăzute de legea 115/2015. Până în prezent, la Biroul Electoral Județean Sălaj nu au fost înregistrate plângeri privind desfășurarea campaniei electorale. Dacă până acum campania se desfășura cu multe găleți și pungi cu alimente donate alegătorilor pentru a obține simpatia acestora, în acest an totul se va realiza în mod civilizat. Binecunoscutele pixuri și brichete inscripționate cu numele candidaților și partidelor ar trebui să devină amintire. Competitorii electorali nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie. Deci este interzis să se distribui și este sancționat inclusiv penal, distribuirea unor sume de bani, bunuri, pentru a determina cetățenii să voteze într-un anumit sens. Orice sălăjan care observă vreo neregulă în desfășurarea campaniei electorale poate depune plângere la Biroul Electoral Județean Sălaj, ce își are sediul în incinta instituției prefectului Sălaj. Potrivit judecătorului Dan Apuiu, până în acest moment nu a fost înregistrată nicio plângere în acest sens.